Salutare, fraților, bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Ordinea Ocurei și astăzi vin cu o nouă știre. Simon Zenche nu știe dacă va mai continua la Dinamo. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le punem pe foaie. Rândi știe ce vrea. Eu nu sincer să fiu, nu prea mai impresionat acest jucător care are 29 de meciuri pentru Dinamo, trei pase de gol și un gol pentru Dinamo în acest campionat, el debutând contra celor de la FCSB, unde a jucat doar 50 minute în acel derby. Sincer să fiu, nu m-a impresionat acest jucător prin tehnica lui și asta, dar aș vrea să mai rămână ca o rezervă la Dinamo, cum spune și el aici. Nu știu încă, trebuie să vorbesc cu cei din conducere și vom vedea. Eu personal mi-aș dori să rămân, dar ca să rămân sunt niște lucruri pe care trebuie să le punem pe foaie și să respectăm ce scriem. Dar trebuie să ajungem la o înțelegere. Sper să ne înțelegem și să continuăm, a spus el. Am mai continuat și am mai spus, antrenorul este un tip foarte deștept și știe ce vrea. Dacă vin 7-8 jucători, poate de asta crede că are nevoie. El își cunoaște echipa, știe ce vrea și chiar dacă sunt dezamăgiți fanii lui Dinamo, trebuie să aibă încredere în el și să creadă în ceea ce vrea să facă și să-l sprijine. Simon Zenche ar vrea să rămână la Dinamo, să mai joace la Dinamo încă un an, după cum spune el. Eu sincer să fiu, chiar l-aș mai vrea. Motivează jucătorii în vestiar cu optimismul său și eu zic că va fi o alegere bună dacă va rămâne la Dinamo și dacă Mircea Lenic va vrea să mai rămână, cum mai spune și el aici. Suporterii lui Dinamo nu sunt deloc încântați de ceea ce se întâmplă și sunt lucruri care mă afectează. Faptul că fanii nu vin la stadion mă face nefericit, dar îi înțeleg. Eu zic că Mircea Lenic se va gândi zilele astea foarte cert, iar după părerea mea, eu zic că va rămâne Simon Zenche la Dinamo. Scrieți și voi în comentarii dacă voi credeți că va rămâne Simon Zenche sau nu la Dinamo. Eu nu sunt sincer să fiu, nu m-a impresionat cu tehnica lui, cu driblingurile lui, cu șuturile lui, dar prin optimismul său și prin crederea sa oferită celor tineri, face ca acest lucru să mă impresioneze și să-l vreau în continuare la Dinamo. Cam atât a fost cu episodul de azi. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu am fost doar Dinamo București și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!